Municipiul Pașcani a pierdut în ultimii 10 ani de zile aproape 3.000 de persoane, conform ultimului recensământ al populației. Din acest motiv, se află pe locul 2 în topul județean cu cele mai mari descreșteri după municipiul Iași. Mai exact, în anul 2021, populația rezidentă a Pașcaniului era de doar 30.766 de locuitori, iar la recensământul din 2011, municipiul avea 33.745 de locuitori. Datele provizorii la nivelul județului Iași au fost prezentate de specialiștii Direcției Județene de Statistică în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din 15 martie. Subiectul a fost dezbătut și în cadrul emisiunii Pulsul Zilei. Municipiul Pașcani are 30.766 de locuitori. La recensământul din 2011, municipiul Pașcani a avut 33.745 de locuitori, deci a pierdut 2.979 de persoane. Pe lista localităților unde a scăzut populația se află și comunele Hălăucești, Cotnari și Deleni. De asemenea, în aceeași perioadă a fost înregistrată o creștere semnificativă a populației în comunele Miroslava, Valea Lupului, Ciurea, Rediu și Bârnova. Datele finale ale recensământului din 2021 ar urma să fie făcute publice în perioada mai-decembrie 2023, dar pe baza cifrelor prezentate au început să fie făcute deja studii și analize. Am întocmit un fel de clasament al localităților cu cele mai mari creșteri. Pe locul întâi se plasează comuna Miroslava, care în momentul de față are 28.534 de locuitori. La recensământul trecut a avut 11.958, a câștigat aproape 17.000 de locuitori. Este urmată în clasament de Valea Lupului, care practic și-a triplat populația între cele două recensământe. În momentul de față are 14.510 locuitori. Ciurea are 17.254, a câștigat și a 5.614 locuitori. Rediu, tot de lângă Iași, a dublat populația. Are 8.295 de locuitori față de 4.577 la recensământul trecut. Bârnova, 7.913, iar și ea a câștigat 2.131 de cetățeni față de recensământul trecut. Localitățile cu cele mai mari descreșteri pe baza datelor furnizate de la RPL sunt următoarele. Municipiul Iași, în momentul de față, are 271.692 de locuitori, a pierdut 18.730. Probabil pierderea aceasta este... Care s-au mutat în Miroslava, Ciurea, în localitățile învecinate. Cele care au câștigat populația. Municipiul Pașcani are 30.766 de locuitori. La recensământul din 2011, municipiul Pașcani a avut 33.745 de locuitori, deci a pierdut 2.979 de persoane. Hălăucești are 4.053 de locuitori, a avut la recensământul trecut 5.541, a pierdut 1.488. Cotnariu, iarăși, Deleniu. Și eu am subliniat aici în acest material cu galben, să dăm și câteva exemple. Am luat localitățile limitrofe municipiului Pașcani. Să vedem dacă sunt ce avem aici. Ruginoasa are 5.981 de locuitori, a pierdut acum are 5.774 de locuitori și a pierdut are un minus de 206. Valea Seacă are 5.111 locuitori, a pierdut 360. Moțca, aici e un câștig, sunt 5.086 de locuitori plus 147. Lespez, 4.701 de locuitori, au pierdut 549. Stolniceni-Prăjescu, comuna are 4.550, un minus de 700 de locuitori. Vânători, am mai hașurat eu aici, 4.100, a pierdut 524. Cristești, 3.761, minus, deci mai puțin, 233 față de recensământul trecut. Hărmăneștiu a câștigat, are 2.344 de locuitori, a câștigat 161. Heleșteniu, sunt 2.142 și a pierdut față de recensământul
de acum 10 ani, 527 de locuitori. Deci, și acest Tătărușul aveți acolo? Deci sunt în momentul de față 4619 locuitori. Față de recensământul din 2011, comuna a pierdut 790 de locuitori. Nici după domiciliu, diferența... Deci de după domiciliu au 5314 și cumva... Am înțeles. Într-un articol publicat de ziarul de Iași se arată că în urma ultimului recensământ, unele comune cu o populație mai mare ar putea să se transforme în orașe, iar unele municipii cu o populație mai mică ar trebui să fie retrogradate în orașe. De exemplu, municipiul Pașcani cu o populație rezidentă de 30.766 de locuitori nu mai îndeplinește una dintre condițiile pentru a fi municipiu, să aibă minim 40.000 de locuitori. Au fost luați în calcul doar pășcănenii cu sau fără cetățenie română, care au reședință obișnuită în municipiu pentru o perioadă de cel puțin 12 luni de zile. Reprezentanții primăriei au evitat să facă precizări privind această chestiune. Subiectul este important și pentru cetățeni, deoarece nivelul de impozitare pentru un oraș este mai mic decât la un municipiu. De asemenea, în cadrul administrației locale, nu se știe care este populația municipiului, cea în funcție de care se fac raportările oficiale. Pe lângă cifrele furnizate de Institutul Național de Statistică, în urma referendumului mai sunt și cele furnizate de evidența populației. Conform serviciului local, la începutul lunii februarie, populația Pașcaniului era de 46.114 locuitori, persoane majore și minore cu domiciliul pe raza municipiului, cu 16.000, mai mult decât ce a rezultat în urma recensământului. BIT-TV a solicitat clarificări în această chestiune, dar primăria a spus că nu poate furniza un răspuns. Populația rezidentă sau stabilă se referă la persoanele, cetățeni români, străini sau fără cetățenie, care în ultimele 12 luni au avut reședința obișnuită pe raza administrativ-teritorială a țării noastre, a localităților care compun teritoriul României. Deci români, străini sau fără cetățenie în ultimele 12 luni. Reședința obișnuită, din punct de vedere statistic, se definește ca fiind locul în care o persoană își petrece timpul zilnic de odihnă, deci unii revin seara și doarme, cu excepția unor perioade de absență temporară, cum ar fi pleacă în delegație, la o bursă în străinătate, fie și pentru 3 luni, pentru diverse probleme medicale care necesită de deplasări în alte județe. Deci, aceasta este populația stabilă sau rezidentă. Menționăm că județul Iași are o populație rezidentă de 760.774 de persoane, în scădere cu peste 11.500 de persoane față de anul 2011. Majoritatea populației județului este de sex feminin, 50,8%, și trăiește în mediul rural, 56,4%. Din punct de vedere al populației, Iașul se află pe locul 2 în ierarhia județelor. În ceea ce privește trecerea localităților de la un rang la altul, se poate face doar la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populației prin referendum și cu respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi, minimal privind serviciile publice. Astfel, conform prevederilor legii 351 din 2001, o localitate poate avea rang de municipiu dacă are cel puțin 40.000 de locuitori, din care 85% cu ocupații neagricole. 80% din locuințe trebuie să aibă instalații de alimentare cu apă, iar 75% din locuințe să fie dotate cu baie și toalete în interior.